Bună seara! Astăzi vom încerca să discutăm diferite subiecte sub aspect istoric. Pentru că în studio avem invitatul din astă seară, domnul Anatol Dubrovski, istoric. Bună seara! Bună seara! Cel mai mult m-a marcat săptămâna trecută, de fapt, și chiar dacă discutăm prea des despre aceasta, dar încercăm să discutăm sub diferite aspecte, este atât vizita patriarhului Moscovei și a întregii Rusiei Kiril, cât și vizita lui Rogozin, vizitele anterioare al lui Băsescu, al lui Ponta, acest gazoduct. Și în acest studiu am discutat din numărate ori, dar eu sunt sigur că dumneavoastră veți avea o viziune specifică unui istorician vis-a-vis de acest subiect. Să începem totuși, cred că, de la vizita Patriarhului, pentru că, cel puțin pentru mine, este o vizită importantă. Este, spate spus, istorică, deși noi am avut vizita Patriarhului Alexei, Dumnezeu să-l odihnească, și, adică nu este prima vizită și nu este chiar într-atât de rară, dar, oricum, cum vi s-a părut această vizită? Deci, desigur că vizita unui așa înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse totdeauna semnifică ceva, fără doar și poate. Și îmi pare straniu când aud unii comentatori politici sau analiști politici că, uite, patriarhul vine să facă politică sau, eu știu, are alte interese decât cele spirituale. Probabil nu se cunosc niște lucruri din istorie, că este știut faptul că Constantin a declarat creștinismul drept religie de stat, așa? Și dacă papa de la Roma era un arhireu universal deasupra tuturor regelor, așa? Deci bisericile ortodoxe, conform dogmatelor acestor biserici, patriarhul este al doilea om după împărat, după domnitor, după președinte, după orice cine. Dar, deși biserica este separată de stat, însă nu se poate de neglijat acel rol pe care ea îl are în societate, în care, deci, propovăduiește. Și, desigur, că în cazul dat, vizita și patriarhului are și o anumită conotație politică. Desigur că faptul că patriarhul de acum a doua oară vine aici la noi în Chișinău, este important acest lucru, deoarece sunt foarte multe state, regiuni, unde patriarhii n-au fost niciodată, ceea ce la fel semnifică ceva. Desigur că se înțelege foarte bine că Moldova stă la răscruce anumitor interese geopolitice și nu numai geopolitice, să zicem, dar și georeligioase. Deci este clar că în afară de extinderea influenței Bisericii Catolice, are loc și extinderea diferitor confesiuni protestante și de diferit culoare, și lucrul acesta nu poate fi indiferent pentru orice patriarhie ortodoxă, inclusiv și cea rusă. Desigur că reacția unor ierarhi... Au mai fost cândva aici lupte geo-religioase, pentru că pentru prima dată aud eu de așa o noțiune interesantă, în opinia mea, geo-religie. Dar de ce? Desigur că a fost în Evul Mediu, când s-a început reformația în apus. La noi, în Moldova, eu mai Nu, o încercare de a influența, desigur a fost, chiar și pe timpul primilor noștri domnitori. Este știut că se încercau aici înființa episcopii catolice, așa? Chiar unii domnitori. Noi numim acum cine sunt ei, dar în orice caz a fost o încercare și totdeauna între catolicism și ortodoxie a fost o luptă de influență. Să ne aducem aminte și chiar cruciadele care au fost îndreptate împotriva, să zicem, bisericii ortodoxe de la Constantinopol, patriarhatul de la Constantinopol, chiar și a fost asediat Constantinopol, de aceiași creștini, împotriva altor creștini, da. Adică influență geo-religioase au fost. Au fost și mai ales încercări și unor grupuri reformatare, cum au fost
mișcarea lui Hus, încercarea de a pătrunde aici în Moldova. Dar și astăzi se vede o încercare foarte activă de diferite confesiuni, dar pentru a pătrunde catolicismul și islamul. Catolicismul, islamul, confesiuni fie creștine, dar protestante, așa, care tot încearcă aici. Da, chiar și sunt evangeliști, baptiști. Da, baptiști, evangeliști și nu, asta e problemă serioasă. Da, adică această problemă frământă Biserica Ortodoxă și rusă, dar eu gândesc și cea română nu poate fi indiferentă la acest lucru. Faptul că, să zicem, reprezentanții Metropoliei Basarabiei au reacționat în felul în care au reacționat, deci este de mirare faptul, deoarece se știe foarte bine că aceste metropolii, inclusiv și a noastră, dar și Metropolia Basarabiei, au fost niște metropolii provinciale, de margine, cum spune. Adică n-au preluat, să zicem, de la metropola ortodoxă acea vocație statală, acea vocație, să zicem, misionară și așa mai departe. Deci sunt niște slujitori care probabil nu cunosc niște chestiuni, chiar însăși învinuind de patriarhul că, uite, patriarhul încearcă influența Rusiei să o extindă. Este o tradiție. Când musulmanii turci, Imperiul Otoman a cucerit Constantinopolul, așa, biserica, o patriarhie de la Constantinopol a fost pusă într-o situație foarte dificilă, supusă. Și începând cu secolul XV, mereu spre Moscova, aproape la, o dată la fiecare 10 ani, chiar patriarhii de la Constantinopol veneau la Moscova și insistau ca țarii ruși, cnejii mari, țarii ruși, să întreprindă expansiuni împotriva Imperiului Otoman pentru a restabili această influență ortodoxă aici. Adică rușii practic au preluat aceste cerințe și au încercat să le materializeze de rând de secole. Chiar și a apărut noțiunea de a treia Romă. Așa, Biserica Ortodoxă Rusă este cea mai mare și cea mai numeroasă biserică din cele 15 patriarhii care există ortodoxe. Pe urmă, încercarea aceasta de a spune, iată, Biserica Rusă sau Biserica Română nu este corect, deoarece biserica este a lui Iisus. Ea nu este biserica rușilor, no, biserica română. La noi totul este perceput prin prisma politicului și atunci biserica sunt parte în rusă și română. Da. Dar, într-adevăr, aici istoric este influența Bisericii Ortodoxe. Ortodoxă. Normal că rusă, pentru că ortodoxă este... Da, și a fost normal. Vizita a fost legată cu prilejul 200 de ani, totuși, de la înființarea acestei metropolii. Un alt lucru acum n-am înțeles, pentru că chiar în contextul vizitei lui Patriarh și în contextul vizitei lui Rogozin, deseori am început să auzim acuzații la adresa atât a Patriarhului cât și al Rogozin, că eu venit aici, am început să ne șantajeze sau să încerce să ne influențeze, de parcă ceilalți, dacă vin europenii, nu încearcă nimeni să ne influențeze, să ne șantajeze, sau nu, noi deja parcă ne facem să uităm cum a fost creată a treia coaliție, această coaliție ultima, când a venit Fiule și i-a pus cap în cap Plăhătniucu Filat și le-a făcut o coaliție, aici a fost totul normal. Aici a venit Patriarhul și este acuzat că face politică, a venit Rogozin, vicepremierul Federației Rusie. Și într-adevăr, el a vorbit foarte dur, în opinia mea a vorbit corect, pentru că pur și simplu el trebuie să facă o... Să facă o abstracție de așa că el trebuie așa să vorbească cu conducătorii Moldovei. Să nu fie interpretat asta că el vorbește așa cu poporul Moldovei. Și Patriarhul a vorbit cu poporul Moldovei, Patriarhul a vorbit cu pastva, Patriarhul a vorbit cu oamenii. Și atunci toate acuzațiile la adresa Patriarhului nu merită. Apropo, foarte este interesant și aș vrea să discut cu dumneavoastră rolul Metropoliei Moldovei în acest, și a Metropolitului în acest, în contextul acestei vizite. Eu știu și deja este evident din faptul cum a fost organizată vizita că Metropolitul și Metropolia Moldovei a făcut tot posibil ca Patriarhul să nu poată să se întâlnească cu liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin.
până la urmă Vladimir Voronin a reușit să se întâlnească cu patriarhul și, și să-i explice, să-i spună poziția vis-a-vis de ce se întâmplă în Moldova. Dar metropolia și metropolitul a făcut tot posibil ca această întâlnire să nu aibă loc. Și în contextul acesta, eu mi-amintesc și de declarația metropolitului Vladimir, recent, o săptămână sau două în urmă, care a declarat în mod surprinzător pentru mine și în mod, eu sunt sigur, surprinzător pentru Biserica Ortodoxă din Moldova, despre faptul că este o posibilă o coeziune, adică o unire a Bisericii, Bisericii Ortodoxe, a Metropoliei Moldovei cu Metropoliei Basarabiei. Cum considerați dumneavoastră? Ce încearcă să facă metropolitul? Faptul, ce intrigi mai... Faptul că patriarhul a fost întâmpinat la cel mai înalt nivel, desigur, este un plus a Metropoliei Moldovei. Așa? A fost organizată această întâlnire la înalt nivel. Cât privește că s-a făcut tot posibilul ca patriarhul să nu se întâlnească cu opoziția și în special cu președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, domnul Vladimir Voronin, desigur că este greu de înțeles așa atitudine, mai ales că al treilea președinte a depus mari eforturi și aparține un mare rol în restabilirea multor biserici din Moldova, inclusiv și mănăstirea Chipriană și alte mănăstiri. Desigur că aici este un rol foarte mare și acest rol a fost și apreciat de patriarh. Într-un fel și președintele Voronin, deci este și un... Dar prin ce explicați dumneavoastră acest fapt că metropolitul, eu nu spun metropolia, pentru că acolo probabil a fost o încercare de a plăcea autorităților. Că, uite, s-a făcut tot posibil ca cu opoziția să nu se întâlnească, deci, într-un fel, așa, cred, că a plăcea autorităților. Al doilea moment care, desigur, despre care regretăm toți, este faptul că metropolia a rămas o eparhie provincială, de margine. Adică ierarhii bisericești, în mare parte, inclusiv și cei de sus, nu se simt ei parte componentă a acestui stat, adică nu luptă pentru statalitatea aceasta. Ei, adică, mai mult pun accentul, adică pe elementul, da, spiritual și așa mai departe. Nu iau exemplu, de pildă, de la Biserica Ortodoxă Greacă. Nu iau exemplu și de alte patriarhii și metropolii, desigur că din alte țări care joacă un rol important în stat. Așa? Dar Metropolia Moldovei are tradiții istorice, are... Din păcate, tradițiile acestei istorice sunt niște tradiții, v-am spus, de provincie, de margine. La noi toată mentalitatea este provincie. Noi am fost întotdeauna provincie și nu, din păcate, într-adevăr, de acord cu noastră, nu ne simțim, noi niciodată nu ne-am simțit stat. În momentul în care nouă ne-a făcut cadou statalitatea, noi am început să căutăm sub cine să ne... Vedeți că vocația aceasta statală nu numai că lipsește la unii ierarhi, nu vreau să pun semn egal că la toți, sunt episcopi care, unii mai activi, sunt luptă pentru statalitate, alții poate așteaptă un moment așa mai potrivit, deoarece în Biserica Ortodoxă este o anumită autocrație, nu este, să zicem, cum în alte patriarhii există și un anumit element democratic, aici e mai mult autocrație, adică nu hotărăște cel ierarh cu cel de sus și depinde în mare măsură de decizia acestui ierarh. Dar însă sunt și episcopi care au o poziție, au o vocație statală și înțeleg că misiunea aceasta, adică activitatea aceasta misionară de a răspândi creștinismul și de a opri influența altor confesiuni este o datorie a Bisericii Ortodoxe. Și unii o înțeleg mai bine, alții o înțeleg mai rău, mai prost, să zicem așa. Dar cât privește iată această întâlnire și metropolia, într-un fel, adică s-a stăruit să
nu îi acorde poate o nuanță politizată acestei întâlniri. Deoarece probabil se temea că, uite, să învinuiască... Și de asta s-a organizat întâlnirea Patriarhului cu Filat, cu cine acolo m-a organizat, cu toți liderii alianței. Da, cu liderii alianței, probabil, da, vrând, adică refuzând opoziției, prin asta a vrut să pară, adică să facă un gest spre guvernare. În felul acesta, Metropolia și-a demonstrat iată această activitate. Și desigur că se ignorează faptul contribuției Partidului Comuniștilor în perioada celor 8 ani pentru renașterea Bisericii Ortodoxe din Moldova. Eu sunt sigur că nimeni, nicio forță politică din Republică nu se poate compara cu Partidul Comuniștilor în acest domeniu. Așa? Deci Partidul Comuniștilor recunoaște religia, existența ei ca formă a conștiinței sociale și niciodată n-a luptat împotriva religiei, totdeauna a atins să colaboreze. Eu țin minte chiar și atunci când a fost organizat un telemarafon, apelul către popor a fost semnat de președintele Voronin și metropolitul Moldovei, Vladimir. Nu odată ambii inspectau mănăstirile care erau în construcție, în restabilire și controlau cum merge lucrul și luau măsurile necesare pentru a activiza această activitate, ca mai repede să fie finalizate aceste lucrări. E clar, cu metropolitul tot e clar, eu mi-am expus poziția, eu sunt foarte neplăcut surprins de declarațiile dumnealui și de aceste tentative de a îngrădi întrevederea între Voronin, care într-adevăr a făcut cel mai mult dintre toți liderii politici din Moldova pentru biserică, și metropolitul era același metropolit care acum se pare că și-a schimbat printre viziunea. Printre meritele președintelui Voronin au fost recunoscute și de Patriarhul Alexei. Da, a fost decorat acolo. Tot, da, a fost decorat. Pe ordinul Alexandru Nevski. Nu odată a fost... Haideți să discutăm un pic și despre relațiile moldoruse în același context, dar de-am... Eu aș reveni la, totuși, la vizita lui Rogozin. Păi da. Da. Păi da. Mie mi se pare că cam este tendențioasă, știți, sunt tendențioase aceste aprecieri apărute în presa noastră, și cea scrisă și cea electronică. Nu mi se pare că Rogozin a șantajat. Pur și simplu, Rogozin, într-o formă, la conferința de presă, așa, și-a admis un sarcasm, însă el a încercat să ne deschidă ochii nouă, așa, cine așteaptă... Dar noi ochii îți deschiși. El trebuie să vorbesc, el încearcă să le deschidă ochii guvernanților noștri, care au luat o direcție greșită. Noi, oamenii, 80% deja, sau 70%, sau cât, 86% se declară că, din toate sondajele opinii, că direcția este greșită. Mm-hmm. Mai mult de jumătate deja se pronunță pentru integrarea în spațiul estic și nu vestic, deși una cu alta nu are nicio contradicție. În opinia mea, Rogozin, ca reprezentant al unui stat puternic, chiar dacă a șantajat, este dreptul dânșilor, asta este politica lor externă. Altă treabă cum apreciem noi asta, ca șantaj sau cum nu știu ce. Eu consider că în cazul unei guvernări pe care o avem noi astăzi, a Republicii Moldova, astfel de apreciere al lui Rogozin sunt binevenite. Pentru că o astfel de guvernare care are o poziție într-atât de antirusească și într-atât de slugarnic pro-europeană, pentru că nu este poziția lor pro-europeană. Și haideți să ne amintim, eu repet încă o dată gândul, că ei sunt șantajați și de funcționarii europeni cu aceste conturi bancare în băncile europene. Înseamnă că funcționarii europeni pot să-i șantajeze în mod deschis și direct, și asta se numește normal, iar dacă reprezentantul Federației Rusie, Rogozin, a vorbit dur, lasă chiar și-a șantajat. El a punctat poziția Rusiei destul de dură în contextul acestei guvernări antirusești.
în opinia mea. Și de dreptul lor. Ce înseamnă? Este altă problemă, că presa noastră este antirusească, în esență. Eu gândesc că dreptul fiecărui organ de presă să se exprime în această privință, însă pentru noi și cei de la putere și cei din opoziție, adică și pentru populația întregime, este important să tragem anumite concluzii din ceea ce a spus Rogozin. Desigur că acolo au fost și niște fraze generale, dar dacă începem a le specifica, dumneavoastră a menționat faptul că vor fi revizuite îndeopște relațiile moldoruse. Astăzi, aceste relații se bizuie pe acel tratat de bază semnat pe timpul încă lui Voronin și Putin. Și dacă se revizuiește acest tratat, noi rămânem fără acest tratat. Adică tratatul acesta își pierde însemnătatea și rușii pot pune problema refuzului de la acest tratat, pentru că nu mai corespunde realitatea. Care sunt consecințele refuzului de la tratat? E greu de pronosticat care pot fi lipsa refuzului de la acest tratat, adică tratatul acesta este și un fel de tratat de pace între două țări, așa, între Republica Moldova și Rusia. Noi vrem, nu vrem, deci Rusia poate să refuze de la multe prevederi care de acuși au pierdut însemnătate, așa, și multe altele, adică el a încercat să ne preîntâmpine cine așteaptă, din ce cauză. Poate a făcut-o asta într-o formă, să zicem așa, mai dură. Rușii pot fi înțeles, ei sunt nervoși din cauza că Statele Unite practic i-a înșelat, începând cu Gorbaciov. Statele Unite practic au pus la bătaie întreaga mișcare democratică din Rusia. Astăzi nimeni nu mai crede în democrație acolo. Deoarece această mișcare democratică a crezut afirmațiilor Statelor Unite și Gorbaciov, știți că a înlăturat și zidul din Berlin, a scos armata din Europa răsăriteană, a mers până la ceea că regimurile care existau în aceste state au fost lichidate, adică rezultatul. Însă s-a promis că NATO nu se va mișca spre răsărit. Însă situația s-a schimbat, NATO s-a mișcat și desigur că acupie ruși, noi nu putem duce cu bombonica că, iată, noi mergem în Uniunea Europeană, dar blocul NATO aici nu o să fie. Asta nu-i mai crede nimeni, așa? Adică Rusia nu ne crede. Și din punctul ei de vedere, ea trebuie să-și asigure securitatea. Și are dreptul să aplice orice metodă pentru a-și asigura. Noi, adică considerăm că în interesul nostru este de, dacă este, dar nu gândesc că acesta este interesul nostru, așa? Interesul, zicem, a Statelor Unite și a Uniunii Europene este ca noi să aderăm la Uniunea Europeană și în felul acesta să eliminăm influența geopolitică rusească de aici. Nu e interesul nostru, pentru că pentru noi vor fi urmări foarte grave. Și atât Rogozin a vrut să menționez acest lucru. Al doilea, noi pierdem orice șansă ca acest stat să se întrăjească în sfârșit, așa? Cei care mențin situația de astăzi o conservează cât ați ține, nu? 30, 40 de ani, 50 de ani va fi situația aceasta de anarhie, haos și în economie și în viața socială. Ce reprezintă Moldova astăzi? O casă care, la care lipsesc gardurile. Dacă nu-i gard, nu-i gospodărie. Și cineva este cointeresat ca această gospodărie să fie fără garduri, cineva fiind finanțat, probabil și menținut, dar pentru populație nu este interesul acesta. Populația, țara noastră are cu tot alte interese. De aceea și al treilea președinte a Republicii, domnul Voronin, a și propus unele soluții pentru a rezolva această situație. Chiar și cu Transnistria, acceptăm până și modelul federativ, chiar și confederativ. Numai să punem gardurile, ca să putem da aceste țări posibilitatea să se dezvolte. Și rost are să menținem situația care este acum. Ei nu pot fi conservată pe 20, 30, 50 de ani. Ei, nu, ei vor să o conserveze. Cei nu, care... ei vor să pună hotar pe Nistru.
La noi situația e simplă. Ei vor spune bine, va fi o bază militară rusească, să zicem, da, și o bază, lateral, și o bază americană. Și două bază, nu, la Chișinău trebuie, pentru că sunt în România două, așa? Și adică, hai să admitem că există un conflict oarecare. Nu e conflict, să zicem, al treilea război mondial. Un conflict local într-o regiune anumită, așa, unii rachetele trimit de acolo, unii de aici, și unii le doboară tot deasupra Moldova, așa? Adică sunt oameni care nu gândesc cu capul. În plan ecologic, Moldova devine, deci, o zonă din preajma frontului, într-un viitor oarecare. Iarăși, nu ne, de ajuns este Cernobâl în Ucraina, așa? Pe urmă, chiar și plata acelui gaz, noi o plătim acum, mi se pare, cu 380, România cu 400, iar Ucraina cu 450. Dacă o să-l plătim cu 450, deci 1000 de cubometri, așa, plus nu o să putem exporta vinul nostru în est, bugetul cu ce să-l completăm? Iarăși vor fi restanțe mari la salarii și pe mult timp, așa, bugetul pustiu, situația, chiar însăși eu aici sunt de acord cu domnul Lucinski, care spune că da, pot fi închise și hotarele. Așa? Noi avem o mulțime de oameni. Domnul Lucinski a spus că nu avem noi treabă cu poporul. Asta domnealui greșește foarte mult în acest domeniu. E chiar straniu această afirmație, da. Eu cred că dar însăși faptul că hotarul le poate închis, adică conform pașaport și, după și conform vizelor, da, la sigur să plecăm, fi, da, va fi. Și pe urmă pot fi puse și niște cote, adică câți gastarbeiteri de-a noștri pot lucra acolo. Așa, pot eu fi nu cred că vor fi cote. Eu cred că dacă Rusia își pune în gând să pedepsească Moldova, o face foarte simplu. Noi avem acolo între 500 și 750 de mii de moldoveni care muncesc în Rusia. Dacă pe dânșii, cel puțin o jumătate dintre dânșii sunt expulzați în Moldova, la noi și așa situația e catastrofală socială. Dacă mai vin 300 de mii de oameni înrăiți, asta, și, a doilea... și plus la asta, remitențele lor, nu remitențele din Europa, remitențele din Rusia întrețin Moldova, bugetul Moldovei. Așa e, și alt moment este că Uniunea Europeană, statele acestei Uniuni Europene sunt într-o criză profundă. Uitați-vă care e situația în Grecia, dar și în aceeași Portugalie, Spanie, Italie și în alte state. Situația e foarte dificilă ca să putem, să zicem, să ne integrăm acolo unde nu știi ce va fi mâine, poi mâine. Așa? Adică, în cazul dat, propunerile sau poziția luată de Partidul Comuniștilor privind orientarea spre Uniunea Vamală este corectă. Unii ne învinuiesc. Iată, voi ați luat direcția integrării Uniunii Europene, dar de-acu refuzați. Bine, atunci când a fost adoptată această decizie, desigur că nu era altă alternativă. Așa? Nu era vorba despre Uniunea Vamală, n-a existat nici acea Uniune Rusia-Bielorusia și desigur că era și statele Uniunii Europene erau într-un avânt economic destul de puternic și atunci era o soluție destul de bună în acele timpuri, dar vedeți, în ultimii 5-6 ani situația s-a schimbat radical. Uniunea Europeană este într-o criză profundă, așa, și a apărut și această inițiativă privind Uniunea Vamală, care ne dă nouă posibilitate să reducem, adică să lichidăm taxele aceste vamale, care se răsfrâng în prețul de cost a producției. Producția devine noastră competitivă. Unde noi să mergem cu producția noastră în Europa? Adică ea nu este într-un fel agricultură industrializată la nivel așa cum este în Europa. Adică nu putem corespunde acelor standarde și ca să corespundem ne trebuiește foarte mult timp. Dar eu consider că nu trebuie confruntat, nu trebuie depus cap în cap. Asta a fost o confuzie și o confuzie intenționată a nu știu a cui, pentru că acest, eu mă refer la faptul că se pune cap în cap integrarea europeană și integrarea euroasiatică. Uniunea aceasta vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, la care se
se alipește și Armenia în curând. De fapt, această poziție, această victorie tactică a Rusiei cu faptul că au reușit să convingă Armenia să adere la Uniunea asta vamală, Uniunea Euroasiatică, este o victorie foarte mare tocmai în ajunul summitului de la Vilnius, care arată că se duce o bătălie foarte interesantă la nivel de Uniunea Europeană-Rusia și teamă mie că Moldova acum se va pomeni într-o situație foarte serioasă, foarte delicată. Vor fi exercitate presiuni colosale, atât din partea Rusiei. Rusia are elemente sale de șantaj, putem să le numim șantaj. Prețul la gaz, piața, gastarbeiterii, adică elementele economice. La dânși, noi avem în relație cu Rusia elemente economice. În relațiile cu Uniunea Europeană noi ce avem? Care sunt elementele de șantaj a Uniunii Europene? Aceste granturi și credite care sunt acordate și pe care noi nu le simțim și nu le vedem, poate cineva le-a simțit, eu nu știu, nu știu cine le-a simțit. Banii aceștia nu ajung la noi, sunt spălați de către oligarhi. Și al doilea element, elementul personalizat, adică când vin funcționarii aceștia europeni care își fac carieră din parteneriatul estic, gen Fiule, Ashton și alții de genul lor, care nu au succes în interiorul Uniunii Europene, unde este un dezastru total, și aici ei au considerat că pot să găsească niște elemente de victorie prin faptul acestui povești de succes parteneriatul este, care este un eșec total parteneriatul este, care nu a dus la absolut nimic. Ei mizau pe Georgia și pe Moldova și acum ei au pierdut Armenia. Eu teamă mic, vor fi exercitate presiuni de astea personalizate cu conturile acestea a funcționarilor noștri, adică a liderilor, a oligarhilor care conduc această țară la moment. Și lor le vor fi prezentate aceste, din nou, vor fi șantajați cu blocarea conturilor. Și teamă mie că oligarhii nu vor alege soluția care este mai bună pentru Moldova, pentru oameni. Ci ei, din frică față de acești funcționari europeni, vor mai veni un Fiule, un Ashton, cine mai va veni, un Dirk Schubel sub altă formă și denumire. Și aceste presiuni care vor fi exercitate vor duce la un rezultat neașteptat. Eu aș spera la un rezultat, eu aș spera că aceste presiuni care vor veni din ambele părți vor fi într-atât de mari că până la urmă această guvernare să plesnească. Eu sper în asta. Dar rămâne de văzut, pentru că ei sunt foarte șantajabili. Foarte șantajabile. Și dacă Rusia îi șantajează cu elemente economice, elemente care lovesc în statul Republica Moldova, păi pe dânșii doar în cot de Republica Moldova. Pe dânșii interesează conturile lor bancare în Europa și de aia mie mi se pare mai periculos pentru noi șantajul acesta al funcționarilor europeni care țin pe dânșii de mâinică cu aceste conturi bancare. Și oricum noi ajungem în acest Vilnius, care, bineînțeles că nu este sfârșitul lumii, dar sper că va fi sfârșitul oligarhilor în Moldova, acest Vilnius. Pentru că această guvernare nu poate nu are șansă să supraviețuiască unei presiuni. Ei nu au capacități să găsească numitor comun într-un țeitnot. Acum ei sunt într-un țeitnot. Dacă pe dânșa să-i preseze rușii, cum a promis Rogozin, eu sper în asta, ca Rusia să-i preseze, chiar dacă, din păcate, va avea de suferit și Moldova un pic. Dar aici, în această presiune care va veni din ambele părți, eu sper să apară ceva. Și, bineînțeles, că noi avem absolut nevoie de o presiune din interior. Eu sunt sigur că dacă oamenii, odată și odată, această nemulțumire care există, la 80% din populație, dacă această nemulțumire se va exterioriza și va răbufni sub formă de proteste pașnice. Sub formă de proteste pașnice. Dar ceva trebuie să se întâmple. Desigur că la Vilnius să admitem că vor fi parafate niște documente, însă aceasta încă nu înseamnă nimic. După asta va urma o perioadă destul de îndelungată până ce vor fi semnate
acele documente, dacă ele vor fi semnate. Eu gândesc că o lovitură destul de puternică guvernării de la Chișinău a dat însă și țara noastră vecină, Ucraina, declarații lui Ianucovici, care a spus că problema aceasta va fi pusă la referendum. Da, Ucraina, deci, problema aderării ori la Uniunea Europeană sau... Asta e soluție corectă. Da, sau Uniunea Vamală va fi pusă la referendum și acolo, la fel, rezultatele sunt destul de bune în folosul Uniunii Vamale, undeva chiar la 80%. Chiar în cadrul unei emisiuni televizate de la Kiev, s-a adus anumit procent din regiunea Cernăuț, așa, unde s-a spus, Chiseliov duce emisiunea, da? Și dumneavoastră a spus, uite, moldovenii din regiunea Cernăuț, circa 70% sunt pentru Uniunea Europeană, pentru Uniunea Vamală, așa, și 30% numai pentru Uniunea Europeană. Iar în Moldova, deci, guvernarea intenționează să adere, țara să adere anume la Uniunea Europeană. Desigur că în toamna aceasta, după cum și s-a declarat de către și președintele partidului, domnul Vladimir Voronin, și alții fruntași ai partidului, vor fi întreprinse acțiuni concrete pentru a oferi posibilitatea poporului să-și exprime voința sa, ca el totuși să decidă. Nu odată la 4 ani, cum este de obicei la noi, așa vine alegătorul la urna de votare și își exprimă votul și după asta este uitat 4 ani de zile. Și cred că anume în această toamnă se așteaptă acțiuni destul de eficiente în acest plan. Ei, și n-a mai rămas mult, să zicem, chiar dacă și nu vor fi alegeri anticipate, nu a rămas mult chiar și până la cele ordinare, un an cam este. Și este clar că orice decizie care nu corespunde intereselor poporului poate fi anulată de către acea putere care va înlocui puterea actuală. Deci nimic nu este veșnic, a demonstrat-o istoria nouă dată. Imperii au căzut. Cine a gândit cândva că Uniunea Sovietică se va prăbuși așa? Chiar și pe 23-24 august nimeni nu credea în acest lucru. Însă situația s-a întâmplat. Așa că e ceea ce este și la noi astăzi, nu este veșnic așa și desigur că se va schimba. Nu, nimeni nu poate ignora puterea poporului. Cineva spune că iată, orice referendum astăzi va costa foarte mult și așa mai departe. În aceeași Elveție, referendum se fac aproape o dată la 3 luni de zile în fiecare canton. Deci guvernarea de acolo sfătuie cu poporul. Așa? Și în alte state se fac referendum. Deci eu gândesc că nu, asta e anumite cheltuieli chiar și sunt și justificate și nu trebuie. Dar cheltuie mai mult, îi fură mai mult decât cheltuie. Dar orice referendum și alegeri, chiar cheltuielile care sunt suportate pe atunci, ele la 80% se întorc înapoi în buget. Pentru că plata pentru diferite lucrări și așa mai departe, iarăși revine în buget. Așa că este foarte așa simbolic aceste cheltuieli. Și eu gândesc că toamna aceasta poporul își va spune părerea în această prevență. Aveți în vedere, va fi totuși organizat un referendum sau vor fi oameni, vor ieși în stradă și vor... Ieșirea oamenilor în stradă tot este un fel de exprimare a voinței, așa? În ce măsură puterea va lua în considerație? Eu gândesc că presiuni se vor exercita destul de puternic asupra puterii ca ea să iei în considerație iată, vocea poporului în această prevență. Bine, din păcate tot timpul nostru a expirat. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Am trecut și prin Maicanul la Imperiul Bizantin am ajuns, dar istoria este ciclică, asta într-adevăr este așa și noi observăm aceasta chiar și în scurta perioadă a istoriei Moldovei independente, pentru că cam acești băieți care au fost până în 2001 au revenit după 8 ani la guvernare și cam metodele pe care le-au aplicat atunci
le aplic și astăzi și fac același lucru. Stimați telespectatori, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc o seară bună în continuare, la revedere!